Azi mai avansăm. Salut, bă, când e la obiectiv aici. Neața. Clipul de azi începe din... Cât? Salutare și bine ați venit pe aeroportul din Frankfurt. Abia am aterizat. Azi o să vizităm un picuț orașul, după cum ne-am plănuit, după care o să mergem către cazare, care este la granița cu Belgia. Ce facem pe cazare? Că nu ne-am hotărât, n-am mers atât de departe cu planul. Te vedem mâine ce facem. Da. Vineri și sâmbătă-duminică suntem la așa, vineri vizităm pe acolo. Calificări la Formula 1. Calificări sâmbătă, și duminică cursa. Și dacă rămâne timp, poate dăm o tură până Olanda, luni. Unde în Olanda? Zi-mă un oraș dubios din Olanda. Minti pe dreapta, am văzut eu la intrare. E un oraș dubios din Olanda, Bergen. Îți dai să ne acolo mergem. Poate nimerim un pic și în Amsterdam, zic. Poate. Păi mergem după ei, la următoarea cursă, nu? Da. Mamă, cât de tare ar fi fost asta. Băi, hai mă, Wissam, cum a fost mă zborul? Michael, nu știu, mi-a plăcut senzația că n-am decolat. Viorele, la tine cum a fost, mă? Primul zbor. Păi asta zic, cum a fost? Bine. Da? Chiar e? Atâta. Costi, cum a fost zborul, mă? Foarte frumos. Fă un rezumat, Costi, cum e seara asta? E frumos. Hai să vedeți ce mașină am închiriat. De fapt, ce mașină ne-a picat, că știți cum e cu închirierile. E una ori alta. O mașină excepțională în toate punctele de vedere. A se nota, noi suntem în Germania. Băi, e un Renault Trafic. 3000 turbo. Clar. Zi-mă, 3000 turbo. Turbo Renault Trafic, hai să-l vedem, mă, ce avem aici. Erori, bun. Câți kilometri avem, vrem să știm câți kilometri... Oh, 49.000, băiatul meu, nu s-a lăsat motorul la asta. Stai voi în față. Nu, poți stai în față dacă vrei. Stau în față, aia stau acolo, eu stau cu Wissam acolo, tu stai cu Vălica aici. Stau cu tata în față. Vălică? Da. Costi stă cu tata în față, auzi ce zice. Bine, hai să fie. Tata, Costi, tata... Băi, și acum combinația e în felul următor. Ce avem? Asta e prima mașină. Și în cealaltă mașină, care e un BMW X1 mai nou, să sperăm că nu e în 47, e B, așa, o conduce Alex, mai merge cu Dani, cu Gabi și cu Alin, cu AWX. Ei să urcă în aia, noi ne urcăm în asta, le luăm din locuri diferite mașinile, mergem către oraș, către Frankfurt. Am înțeles că e ceva muzeu frumos acolo, hai mă să ne suim o mașină, să ne... E foame! Arată, n-arătă o mașină, dar cheia aia de... Logan. Vrei să scot un pic să-ți arăt? 2002, nu, lasă. E bună asta. Bă, cred că a început concediu, am impresia. Că nu văd. Asta a primit-o cadou, că asta am la pufuleți. A fost donație, că ne-am luat cărnatul ăsta, foitaj. No. Cât e ceasul, mă? Am început de vreme 10. Bă, e 10 și un sfert. De la 10, stai așa că eram ochelari de soare. Noi suntem treziți de la 3. Hai, noroc. Cu joa pe ră. O să iei mult aici. Bă, or să fie 5 zile lungi. Ușa închisă încă. Tulip. Ce avem azi la... Ce mașini avem azi?
Azi avem un polo. Azi avem clipuri de tradus. Nu știu ce avem azi. Repede. E la rumbu. Da, da, da. AWX polo în... Nu s-a pus? A. 10, Nadia, cu mâneci. Doar toxul mai dorme, da? Păi, auzi, tot face toxul, tigăi, oale, evacuări. Exact. Are evacuări. Trebuie să-i dau cu aluminiu în cap. Da, da, da. Hai încă o dată, că n-am filmat. Hai să repetăm încă o dată. 1 2 3 4 Am o senzație de deja vu din Austria. Unde am mers? Câți kilometri, Vălica? În Austria? În Austria, de la parcare la... Patru. Noi n-am mai filmat parcarea acum, nu era așa de spectaculoasă, pentru că aici sunt foarte multe parcări. Iar aici și că am avea 2 km jumate și știi că vreo jumătate de oră, 35 de minute de la parcare până la circuit. Așa, unde sunt? Mos! Mos, legat! A început să se audă aici treaba. Respectiv, sunt un peu perturbé pour les... Deci, a început Q1, a paralizat un picuț aici de fric, dar totul e în regulă. E în regulă? E în regulă, avem aici, în momentul. Suntem cu bazuca și cu tot acolo. Și aseară am vorbit o chestie. Bă, mi-am adus aminte, trebuie să-i dau lui Sorin o veste. Sorin, și că tu ai primit mai multe vești. Toate proste, o fapă. Dacă erați mănec. Acum nu trebuie să faci nimic. Doar trebuie să te întorci până acasă, să iei ceva atât. Am uitat ceva pe birou. Dar n-ai voie să zici nu. E liber. Adică... E liber. Asta e provocare. Singura șapcă pe care o suporti weekendul ăsta e la mine în bagaj. Nu. Ce de aia tu de vrăjitoare? Da, pe el mi-a luat 37. Nu contează, nu contează. De ce nu ai zis măcar să-l leg cardul? Nu contează. Noi suntem 3 aici, aspect. Nu contează. Nu contează. Dar care e? Aia cu Hamilton? 44. Nu, nu. Nu, trebuie. Nu, plătesc, dau bani. Nu, cumpăr alta. Nu merge. C'est intéressant au niveau du rythme affiché lors des essais libres. Vont-ils confirmer ce souvenir des performances, mais dans des conditions climatiques bien différentes que l'année dernière de Nicolas Sakifi. Max și Perez, 2 și 3, în condițiile care n-au mai citat doar în Q2 și doar o dată la mai aveau nevoie. După care avem Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso și ultimii 9, Norris și 10, Albon. Becherie mare, Albon, să prindă 10. Ia, zi acum! Eram unul aici sus, exact aici sus, și dansau jos și eu făceam așa, la care ați eu, Max, Max! Eu!
Am impresia că lui Sorin e un pic cam frică să stea cu șapca în cap. Stai să vă arăt de ce. Pe mine mă doare capul foarte tare, nu știu că... Știi ce zic? Adică... Da, sunt... E mult portocaliu, să zicem, în zonă. Da, mă, deci asta e ziua cursei. Ceasul este... Uite, Bogdan, aici, dacă vrei să prezinti la oamenii ăsta, ata. La ora asta am plecat de acasă. Fix, la fix am plecat de acasă. Deci viața mea n-am ajuns cu mai mult de o oră undeva în timp. Azi ajungem. Că acum suntem cu 7. Și tot întârziem. Și presim că stăm pe scări, ești nebun? Deci e incredibil. Am ajuns într-o zonă unde mai aveam vreo 5-600 de metri până la locul de parcare. Și ne-au zis băieții, e încă închisă parcarea, nu s-au trezit băieții. În altă parcare, care era plătită, de care apar n-aveam, se poate intra, care e mult mai în față. Ia zi-mă, Dragoș, ce se întâmplă aici? Unde? Unde? Pe unde suntem? La bâlci, la iarbă verde. Ce se întâmplă aici? Așteptam să vină băieții. S-au plimbat un pic, am făcut cu mâna alea și așteptam să mai treacă o oră și... Bine, ne uităm un pic la avioane, că le avem aici deasupra. Opa! Și după aia vedem pe alți, cu avioanele alealte pe aici, pe jos. Dăm! Face o predicție? Eu zic că la ce am văzut ieri Max pe 1 e clar, adică... S-a făcut Ferrari, nu? Hamilton 5-6 de Max Hamilton. De Sainz care e acolo în față. Nu prea ții cu el. Cum să nu? Hai mă, Leclerc o să treacă de el și el, sigur. Deci eu zic podium o să fie... Eu cred că Sainz nu o să fie pe podium. Da. Alex, ai voie să folosești așa ceva aici? Te cadre cu Alex, ce obiectiv avem acolo? 70-200 GM2 de la Sony. Oferit de băieții de la F64, mulțumim frumos. Abia așteptăm în timp ce filmăm. A7S3-ul. Las eu asta. A completat Alex propoziția asta, mai e până vine Moș Crăciun. Abia așteptăm să vedem în timp ce filmăm materialul ăsta ce se află acolo, în dispozitivul celălalt. Bă, ăștia nu mai termină, băi, gata, bă, jos, că avem o cursă de început. Și în turul 10 se vede că nu mai trage ca să țină de gume mai mult ca sigur. S-a
I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss. A fost o cursă frumoasă, dar un pic plictisitoare în partea a doua, pentru că a fost foarte simplu pentru Red Bull. Dar ne-am gândit, dacă tot avem de mers un pic, n-am un zoom extraordinar, dar cred că înțelegeți că o să mai mergem niște ore, să avem niște sfaturi pentru cei care vor să meargă la Formula 1 în viitorul apropiat. Zi, Găbiță, primul sfat. Primul sfat, neapărat Adidas și șosete albe. Imaculat, eventual noi. Așa, Iulica? Să nu vă pună dracu să cumpărați parcare, vă! Nu! No. N-ai nevoie de parcare! Fix lângă loja acolo, cum ai parcat, ai dat jos și ai urcat în... Deci nici asta nu merită cu... Și a treia... Cu parcarea... Cu o oră... Mai devreme... Cu cât timp? Cu cât timp să mergem, Vălica, mai devreme? Deci dacă curța începe la 4, la cât să fie acolo? 3 jumate, maxim. 3 jumate. Cât să-ți iei o băutură, ceva. Ai locuri... Hai de mine, e la loc... Hai, nu vă luați scaune. No. Să nu luați scaune, exact, bravo, bravo. Nu aveți nevoie de scaune. E... Noi nu avem, adică nu ai nevoie, nu. Așa, ce ar mai fi? Cazarea, dacă se poate să fie în altă țară. De mâncare, să nu vă luați nimic, că nu vă trebuie nimic. Da, nu, mâncarea e ieftină și este impecabilă la circuit. Și justa la coadă pentru ea. Berea e gheață, e gheață, chiar e gheață acolo. Dar ieri fază, uisam. Îi dau cardul, zic, bă, mi-a zis că vrea mâncare și, în fine, aici nu poți să iei decât un car special pe care îl încarci de aici. Zic, bă, dacă te duce și mie două beri, bine, bă. Și vine omul cu două beri, dar fără mâncare. Zic, bă, n-ai mai stat, mă, la coadă. Am mâncat toată mâncarea cât am stat la coadă, la bere. Vorbesc serios? Mâncarea ta? Nu, mâncarea lui. Mâncarea lui. Dar era murdar tot la gurești. Dar o mâncare îmi dai, bă. O mâncat-o cât am stat la coadă acolo, tu știi cât am coadă era. Vreau să facem un mic rezumat al cursei de la Spa, de fapt nu al cursei de la Spa, a ceea ce înseamnă să mergi la cursă la Spa. Pentru că noi am fost și, din păcate, și anul ăsta am luat câteva mici țepe, în sfârșit să recapitulăm. Biletul obligatoriu trebuie să fie luat din timp. Când zic din timp, dacă vreți să mergeți la anul, trebuie din decembrie de anul ăsta să căutați deja. Dacă luați bilet ieftin, care anul ăsta a fost 165 de euro, trebuie neapărat să ajungeți în ziua cursei la 5 dimineața. Știu că sună dubios, chiar dacă cursa e la 3 sau la 4 după amiaza, trebuie la 5 dimineața să fiți acolo, altfel veți prinde un loc oribil și nu o să vedeți nimic. Neapărat să vă luați scaun sau pătură dacă luați bilet de ăsta ieftin, pentru că n-ai cum să stai toată ziua în picioare și locul ți se ocupă imediat, bineînțeles, dacă pleci un pic să îți iei ceva. E bine să închiriați o mașină ca să vă plimbați dacă vreți să vedeți mai multe lucruri în zonă. Noi până la urmă am fost și prin Amsterdam, dar ne-am plimbat și prin zonă. Pe aici am văzut muzeul de... În ce oraș a fost muzeul, Alex? Taxistad. A fost în Frankfurt. Tot în Frankfurt, nu? Da. Da. Deci e bine cu închiriere de mașină tot așa din timp. Pentru închirierea mașinii obligatoriu să aveți card de credit, altfel o să luați o țeapă care s-a mai luat, să zicem, aici în trecut. Odată cu biletele, obligatoriu, luați-vă parcare, cumpărați-vă parcare lângă circuit, deoarece noi am venit cu mult timp înainte de cursă, doar că din cauza că n-am avut parcare chiar acolo lângă, nici n-am știut că putea fi cumpărată, am mers pe jos o oră jumate sau ceva de genul, timp în care s-a ocupat. A fost vreo 3 km de la punctul în care am lăsat mașina până la intrare. Prima dată și a doua oară s-a parcat mai... Da, stai că am fost... Noi am parcat deci, tot acolo la parcare. Concluzia e că e bine să fie luată și parcare, ca să ai parcare chiar
unde intri în... Că ești mai ieftin. La circuit și ești mult mai bine, 100%. Mâncarea la circuit a fost... oribilă. Deosebită, da, într-un fel negativ. A fost nasoală rău de tot și mâncarea și cafeaua și totul. Apa a fost bună, în schimb. Asta dacă poți să-l auzi. Berea. Apa plată și berea. Ce ar mai fi de zis? A fost aproape la fel ca anul trecut, cu mici diferențe neplăcute pentru mine. La circuit vorbesc de vizitat, de cumpărat, de zona unde eram noi, așa să zic. E făcut diferit oricum circuitul? Da, e făcut diferit, dar organizarea a fost mai slabă, mai da? Slabă ca în Austria. Dar una peste alta, Formula 1 a fost Formula 1. Emoțiile au fost la maxim. A fost foarte frumos, mi-a plăcut și Doamne ajută să mai mergem și la anul. Zi, Alex, nu e asta încheiere? Era încheiere. Zi-mă, cum ți s-a părut? Oribil, absolut oribil. N-am înțeles nimic din toată treaba asta. Nu mai merg niciodată în viața mea și am ochiat. Glumesc, a fost barba. A fost foarte mare. Eu o să-i fur lui Găbiță, să zic așa, din... Știi că a pus postarea aia și a zis 4 zile, 3 țări. Da, da, da. Cred că asta mi s-a părut cea mai tare chestie. Da, asta a fost chiar tare, da. Am condus aproape, nu aproape, peste 2000 de kilometri. Că m-am uitat la mașină, deci... Și nu numai, fii atent, și nu numai faza că am ajuns în țările alea, că până la urmă, da, ok, am trecut și prin nu știu ce țară, dar... În Germania am văzut muzeul ăla, care chiar mi s-a părut super tare. După care, logic, la spa, cursa și în Amsterdam. Ultima chestie interesantă. Zi părerea ta, da. Sinceră, despre Sceptic. Da. Cum vi se pare jocul acesta? Ce să zic? De seara asta, cum e seara asta? Seara asta are potențial. Stai așa. Nu te ordești că-i băca aia cu talanga în care merge. Și băieții de afară sau? Și bă... Cartofii... Cartofii nu sunt atât de bine vrăjiți.